În data de 8 mai 2015, de Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii, vom sărbători 50 de ani de la adoptarea principiilor fundamentale. Proclamate în Viena în 1965, cele 7 principii fundamentale reprezintă expresia bunelor practici și a valorilor mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate și universalitate. Aceste principii vor fi celebrate, vor fi marcate printr-un eveniment pe care noi dorim să-l organizăm pe platoul Prefecturii Târgoviște. Vor avea loc demonstrații de prim ajutor și, de asemenea, la primele ore ale dimineții, măsurări ale tensiunii arteriale și ale glicemiei. Voluntarii noștri, însoțiți de tineri liceeni din municipiul Târgoviște, vor realiza, de asemenea, un lanț uman care ne mobilizează pentru respectarea acestor principii fundamentale ale Crucii Roșii. Avem poate un lucru care ne bucură pe noi. Am reușit să acredităm serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu. Astfel, Crucea Roșie poate veni și cu o plus valoare față de acele îngrijiri medicale stricte, întrucât dacă identificăm, de exemplu, persoane defavorizate care au nevoie și de ajutor material, cu banca de alimente, mai putem să ducem un aliment sau să facem o campanie de sensibilizare pentru aceste persoane. De aceea ținem legătura cu subfilialele de Cruce Roșie, vom identifica aceste cazuri deosebite și vom încerca să sprijinim cât se poate. Vă dați seama că nu putem să ajungem la toate persoanele vulnerabile, dar în limita posibilităților să încercăm să-i ajutăm. Gratuit. Gratuit, da. Se vor face, oamenii trebuie să aibă calitatea de asigurat. Se face o cerere către Casa de Asigurări de Sănătate în care vor identifica ca și furnizori de îngrijire medicală Crucea Roșie. Iar noi, în baza acelui acord pe care îl are persoana, putem să mergem direct la... În principiu, toți pensionarii sunt asigurați și problema este că e un pic greu la început. Până aparținătorul se duce și depune acest dosar, se face ANA. De fapt, nu e dosar, este o scrisoare medicală pe care o dă medicul specialist sau medicul de familie. Îi se dă un formular, acel formular se depune întâi la casă. Omul așteaptă acasă acordul și, pe urmă, ne poate contacta pe noi. Practic, în momentul când au acord. Puteți acorda astfel în tot județul? Da, la da. În tot județul de mult. Care ar fi, să zicem, că vă doresc să facă un calcul de capacitate maximă? Câte persoane se trebuie în domiciliu? În faza inițială puteam îngriji în jur de 20 de persoane. Dar, având un număr mare de beneficiari, putem face contracte de colaborare cu asistenți medicali chiar din zonele respective, putându-ne astfel extinde activitatea și la 200 de persoane, dacă e cazul. Va fi un pic mai mult de muncă la înregistrare și la raportare, dar ne bazăm pe oameni în comunitățile locale. Și, prin intermediul subfilialelor, luăm legătura cu asistenții și se poate rezolva. Asta în baza acelui act medical pe care îl vede specialistul.